Salut! Salut! Noi suntem Cocolix și bine v-am regăsit la un nou episod cu Cocos Cioaba, unde ne renovăm casa noastră de super vis. Data trecută ne-am făcut baia. Ce baie șmecheră! Intră-n baie, intră-n baie. Cea mai faină baie. Dacă nu ați văzut-o sau dacă ați uitat cum arată baia noastră super tare, eu zic să... Oh my God! Uitați-vă ce spațiu mare avem aici! Spațiu mare! Casa de super Ce caută stâlpul ăsta în casa noi? Eu cred că tu l-ai făcut. Eu cred că tu l-ai făcut. Garantez că tu l-ai făcut. Eu nu mă să cred. Ce caută stâlpul ăsta? Garantat tu l-ai făcut. Și așa holul ăsta nu e destul de la ne. Mai pui și un dintre ăsta. Hai să mărim holul. Tămărim holul? Da. Lasă că e bine așa. Oh my God, ce funny, baia noastră este baie cu stil. Dar ce mă gândesc eu după ce faci baia cu stil? Mi-a picat tablou și hârtie igienică? Pune-l, Cristina, tablou, mai rea hârtie igienică, ce mai bine. Ce se întâmplă pune aici, tablou, bă? N-ai bătut cuiul bine. Stai acolo. Chie. Și pune hârtia mai bine. Uite și tu, i-a picat hârtie igienică lui. Trebuie să ajung la ea. Felix nu mare. Să-mi fie comod. Felix nu mare hârtie igienică. Mai jos, că nu vreau să mă întind atâta. Mai jos? Nu vrei să faci sport? Tu n-ai hashtag mână lungă? Nu vreau așa, uite așa, repede. Să ciordești? Da, Cristina. Stai puțin că eu am zis data trecută că vreau să mai pun aici pe pervaz așa niște lumânărele, așa că o să mă duc. Fine. Și o să-mi fac de cap cu lumânărele. Stai să vedem, are pe aici niște accesorii ceva? Eu știu unde sunt, dar nu știu unde sunt. Auzi, dar noi nu ne-am pus draperie dintre asta la baie, păi se poate așa ceva. Pune-ți, hai, cap ca porți. Ia să vedem. Pune-o care, pe asta o putem pune sau ne punem dintre asta de șmecher? Da, acum punem. O punem de șmecher? Cred că arată bine? Cred că... Sau hai să ne punem pe asta. Nu! Pe asta vrei? Da, cred că asta e nea lungă. Ia să vedem. Alge culoarea. De ce culoare? O, ce multe culori sunt aici, a? Da, cu ce să se asorteze? Când sunt multe culori, nu știu ce să aleg. Cu ce să se asorteze? Eu știu, cu flori. Flori? Asta e bună, zic. Asta e bună? Hai că... Mai rău una cu flori. Care? Gold flowers. Cam îngălbenit. Florile astea nu s-au spălat pe tine. Nu s-au spălat pe... Flori delicate, hai că punem pe astea. Pune. Ia să vedem, oare merge? Merge la geamul ăsta? Nu cred că e pe colț, de aia nu merge. Nu merge, dar stai să întorc aici. Pe shift se întoarce. Pe shift? Da. Stai, care e shift-ul la tine? Ăsta? Asta. Așa. A, uite, se întoarce direct la câte grade vrea. Dar se pare că nu vrea dintre asta. Ia să încerc eu, S-ar putea să vrea o jaluzea dintre aia, super banală. Nu vrea din asta, de-aia să încerc ceva. S-ar putea să nu vrea, să vrea din asta. Ia. Eu... A, hai, vrea. Timo, ce faci? Te joci acolo? Nu vrea pentru că trebuie să mai fac ca să nu pot să țin prind în perete, știi? Trebuie numai dacă spar perete, dar milene. A, nu. Atunci pune-mi o jaluzia dintre aia banală. Din aia de 2 lei? Mai bine nu pun. Nu pui. Care vrei? Nu vreau să mă vadă oamenii. Care vrei? Aia, ultima. Aia e mai faină. Că penultima pare să fie așa puțin prăfuită. Ia, se poate? Nu. Nu se poate. Din cauza că iar n-am spațiu. Ăștia la baie nu vor, ei nu vor intimitate la baie. Nu vor, lasă că e bun așa. Na, Cristina, bagă și evrei. Lumânărele aici să fac feng shui, să fac așa o... Feng shui, vezi să alegi. Să fac super romantic. Ia să vedem ce avem pe aici la adăr, nu? Da. Așa. Ce chestii mai avem? Că data trecută nu prea putut să mă uit eu așa cu atenție. Să nu pui ceas în baie. Coș de rufe, ne trebuie coș de rufe. Dintre astea natural sau dar... Nu, dar nu aici, până unde mașina e spălat. Că avem mașina spălat în altă parte. Da, în altă parte. Da. Noi suntem șmecheri, nu avem mașina de spălat la baie. Ia să vedem, astea sunt chestii pentru copii. Avem și un seif. Avem și dintre astea să ne facem ceai. Vază să le ia. Astea și astea sunt dintre astea rafturi. Hanging shelf? Hai să-mi pun și vaza asta așa, să vadă vecinii că eu am vază. Vecinilor, am vază. Avem vază, fără flori, pentru că florile sunt scumpe. Și mai îmi pun și două lumânări, voi nu aveți lumânări. Degeaba aveți voi case mari dacă nu aveți lumânări. Poți să joc că unul avea lingouri de aur, un vecin de acolo, bogații aia. Hai, îmi pun una mai mare și una ce mai culoar, mică. Ce culoar vrei? Orice în afară de yellow. Să fie pink-ul ăsta. Pink. Super relaxant. Îl punem aici așa, da. Și mai cumpărăm încă o lumânare, să ne dăm mari, că avem și de noi. De ce nu cumperi? Dintre astea. De care vrei? Magenta. Yellow? Magenta? Nu yellow, orice, dar nu yellow. De ce? Așa. Albastru? Nu, că pun aia tot pink. Tot pink? Da. Haide să punem tot pink, una mai mare și una mai mică, uite aici așa. Dar la fel! Păi da, ia magenta, dar nu ia yellow. Nu iau yellow. Sau albe sau ce vrei. Nu, că yellow arată magenta, haide, punem magenta. Hai, stăm acolo și gata, așa. Suntem romantici. Hai, o punem. Unde o punem? O punem aici. Super. Am pus-o cam colț. Ia-o de acolo. Super, Cristina, ce să zic? Stai acolo. Așa. Super, gata, sunt liniștită, baia mea este gata de folosire. Ia uitați ce faină, nu? Eu nu știu unde sunt prosoapele. Dar n-am prosoape. Știu că poți să le pui și știu că poți să pui și creme, dar nu știu unde. Dar nu știu de unde, pe cuvântul meu. Ne punem creme și gel de duș, ia să vedem. De la All, All. La All? Ia să cotăm pe aici. Cream? Cream? Ia, cream.
Nu. Eu nu știu unde le pune. Shower, ceva de genul. Hai să scriem shower gel. Nu că îți dă shower. Nu știu unde le pune la... Că ăștia nu l-au pus cum trebuie. Cărți, unde le-au pus oare? Voi dacă le-ați găsit, să ne ziceți noi acolo unde ne putem cumpăra dintre astea. Pe cuvânt, de la Survival. La Survival? Da. Ce chestii sunt aici minunate pe care eu nu le-am mai descoperit până acum? Pistoale. Uite, murături. Murături, aia fi bucătărie. Știi care faza? Dacă ai casă dintre asta cu bunker, îți pui în bunker toate chestiile astea să supraviețuiești în caz de cutremur și alte chestii. Peanut butter, punem rice, ce fain să stea. Super tare. Și o lingură. Multe de mâncare, multe. Multe conserve, hârtie. Toilet paper, pun hortigenică să am și lângă mine. Lângă... Îți mai pun încă una? Ți-o pun aici pe jos, așa. Pe jos, nu pe jos, pun lângă cărți. Cristina, o pun aici? Nu, că nu l-au de pe jos, că nu face. Nu o pun pe jos, o pun aici? Nu, uite-te. Uite aici într-un colț. Unde să te pun? Ai dreptate, să poți să o șterpelești așa rapid. Așa, dar mie nu mă ajunge una. Nu-ți ajunge. Că tu știi ce faci? Știi ce face Cristina? Deci Cristina a așa ceva. Ia. E adevărat, asta făceam cu ani în urmă. Felix și-a făcut acolo. Cu ani în urmă, ieri au fost. Ieri au fost, pur și simplu, n-am mai găsit hârtie. Auzi, dar noi n-avem prosop dintr-o la, ca să ne punem prosoapele. Ce prosop? Calorifer de prosoape. Nu, că n-am unde să-l pun, că dacă nu puteți gaură. Spune developer să fac. Cristina, acum, hai să-ți explic cum stă viața aici. Ia, cum stă viața. Eu zic să ne punem aici în continuare de parchet. Dar stai puțin, că pune parchet acolo, stai puțin, că pune și parchet. M-am vrut să-ți arăt cum stă faza, știi? Cum stă faza, ia să vedem. Faza. Deci, să vedem. Eu cărinjul aici în casă, da? Parcă nu e așa luxos. Eu vreau. Ce vrei să dărâm peretele ăsta așa de aici și să fac o bucătărie salon, fără hall, știi? Dar nu de ăsta, doar așa de aici. Ah, ok, perfect. De aici perfect. Până aici, știi? Hai că sună interesant. Gamer, un geniu. Felix are viziune, știți voi. Felix are viziune, pentru că vede bine. Da, și vezi ce vrei să fac. Dărâmă. Fii barosan. Îmi place așa super deschis, super deschis. Super spațios. Super tare. Ia să-mi și, foarte curioasă cum să fie. Cum zic eu ție? Lux. Lux în casa care fac aici pe joc. Ce luminos este acum! Da, asta zic și eu, că eu am viziune. E fain așa să ai cât mai mare spațiu deschis, așa, știi? Și mie îmi place. Imediat spargem și după aceea ne uităm în sus ca să am surpriza când mă uit în jos. Dar nu vedem, da? Și după aia la sfârșit vedem câte faine este. Ca să am surpriză. Vreau să am surpriză, deși nu mă pot surprinde așa. Cred că ți-ai făcut o grămadă de mult de la barosanul ăsta, toată ziua dat cu el. Uite, aici aveam perete dintre ăsta duplu, puțin, ai văzut? Am văzut. Așa. Sunt tare curioasă să vedem cum iese după ideea lui Felix, pentru că Felix are idei foarte minunate. Sunt și uimit uneori, dar numai uneori, dar de obicei nu. Felix are viziune. O stai chiar să sparg tavanul. Hai de mine, ai grijă. Nu vreau să fac. O stai că mi-a dat ceva la de la demoliție. Ce m-a dat? Da, ia. Upgrade. Ce? Uite, dau asta, să spar mai repede. Spargi mai repede, ia să vedem cât de repede spargi. Sunt de repede. Super tare. Sper să nu spar prea mult, să spar super exact tare, cât trebuie. Super tare, ai grijă, du-te puțin dintr-o parte ca să vezi exact cât trebuie. Da, uite, ți arată pe hartă încă una. Asta e ultima. Așa, mă uit sus ca să nu se vadă, să am surpriză. Cred că mai trebuia încă una. Ia să vedem. Nu mai trebuia, uite-te. Nu mai trebuia. Felix nu se uită. Nu mă uit ca să am surpriză. Ia. Deci. Vecinilor, ia uitați cât de fain avem noi acasă. Cristina, surpriză. Ia. Surpriză, ia să vedem. Sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți să vedeți ce casă de lux avem? Ia uite, nu e nimic fain așa? Oh my god, cât de mare este! Acum, întrebarea noastră, ne trebuie chestia de lângă? Da, ne trebuie. Este ce aici, așa mic? O cameră, las că ne trebuie. Ne trebuie și dormitoare, ești culmea, că după aia o să vină și... Asta ne trebuie de aici, a doua baia. Baia asta de serviciu, aici e cu mașină de spălat și chestii. Și cu duș, ca să avem și noi cabină de duș. Și ne facem și pe asta super tare cândva. Da, numai întrebarea mea este, aici cum mai facem? Ajunge... Chestia asta așa de aici, așa cum ajunge, dar stai să vedem, acolo avem un birou, acolo avem un dormitor, acolo ce-i? Ce-i partea asta, că nu mai știu. Ce-i aici? Un dormitor? Încă un dormitor. Ah, e bun. Deci câte dormitori avem? 1, 2, 3, 4 cum ar veni, nu? Avem știi o casă super tare. Ce zici? Ce zice Felix? Eu am idei bune, nu mai am idei bune. Ce, vrei să spargi și chestia asta? Nu, mă gândeam de aici să facem o cameră lungă până acolo, nu vrei? Păi și ce face aici un vagon dintre ăsta? Atunci că mai bine să aibă mai multe dormitoare, că în caz de o să vrem cândva să ne vindem casa asta, ăștia o să ceară dormitoare. Și dacă are dormitoare mai puține, nu contează cât de spațioasă e casa, o să ne dea mai puțin bani pe ea. Păi ne mânevează colțul ăsta. Colțul ăla? Da, eu vând ușile, nu plac ușile astea, eu vreau uși de calitate. Poate poți să pui ușa puțin mai la dreapta, să nu mai ai coșul ăla. Eu vând uși de calitate, vreau uși albe în casa mea. Uși albe, gata, nu mai vrem de ciocolată. Așa, fără uși. Și ușa de la intrare, vezi că o să vină hoții. Nu vine hoții, că n-ar trebui să fur, eu am luat tot ce era de curat. Hai, spală-ne geamul, dar vezi că nu te plătește nimeni. Cristina! Face aici muncă de caritate. Hai, e bine? Ce? Perfect, și deschide ca să aerisim. Hai, așa, acolo mai ai puțin colț. Așa. Bravo, deschide. Să aerisim.
Asta e, avem și din asta așa să ieșim afară. Oh my god, dar ne putem decora poate și acolo. Perfect. Na, Cristina, ai dacă ai vreo viziune. Eu zic să punem același tip de parchet pe tot. Alege parchetul. Pe tot spațiul ăsta. Haideți să mergem la magazin. Un parchet fain și șmecher. Cel mai fain parchet și șmecher, uite aici. Ce, deci asta e și mochetă. Nu vreau mochetă, nu. Mochetă crem, albastră, verde. Ăsta e parchet. Și este parchet deschis. Deci uite, aici în partea stângă avem parchet dintr-o ăsta deschis. Da. Și aici în partea dreaptă cred că avem dintr-o ăsta. Da. Care vrei să ne punem? Punem negru? Dintr-o ăsta? Te întreb. Hai să vedem cum arată. Oricum trebuie să potrivească și cu culoarea care o facem. Ia, pune pe jos. Stai. De unde vrei să încep? Dai după clic, da, așa. Ia. Și punem așa o bucățică mică sau mai mare? Atât, vedem cum e. Atât? Dai clic. Cum e? Cam de bogătaș. Bagă peste tot, Cristina, bagă. Bag. Trage până în capăt. Oh my god, ia uitați cât de tare sunt. Mergi până în capăt. Oh my god, cât de tare sunt. Așa. Bă, deci dacă ar fi așa în realitate. Așa, fă și colțul ăla de acolo, ciotul ăla. Fac și colțul ăsta aici. Ciotul. Așa, da, asta că am uitat să dau dublu click. Și ce-a păsat, așa. Super tare în parcare. Fă și la gresia de acolo. Super tare în parcare. Dar stai puțin că aici e puțin mizere. Curăță, Cristina. Și nu cred că ne lasă să punem așa peste mizerie. Fă-i fain. Uite, unde e parchetul? Unde e parchetul? Trebuie să mai cumpăr. Da, da. Așa, dar ce ieftin e parchetul ăsta, $4 și ceva, voi ați văzut? E bucata. Uite câte pătrate. E bucățica? E scump. Oh my god, cât bani mi-a pe tot. Stai că n-am chiar mână lungă așa de tare. Hai, opa, așa. A, nu e bucata, e metru pătrat, e ok, ieftin. A, super tare. Ieftin. Te-ai mai liniștit, nu? Păi n-am mai dus de ales, îmi place și mie. De ce ne-ai plăcut ceva de acolo ciolaș așa? A, stai că ăsta m-a păcălit, am crezut că e la fel. Uite și tu. Da, nu fă din capătul ăla. Că după aceea când dai o să duci în camera cealaltă. Păi lasă că e camera cealaltă, e la fel. Fă cum vrei. Hai, lasă că fac aici. Uite, de aici. Stai. De aici, no. Din partea asta. Da. Tragem așa. Da, mai mult. Așa, da. Și după aia ne întoarcem de aici. Așa. Și ne ducem până la ușă, nu? Da. Până la ușă, se poate? Fă-i până la zid. Hai, până aici. Da, și după aceea fă-i ușa. Perfect, și facem porțiunea asta. Da. Ce parchet fain avem noi. Ia uitați, ce acolo? Ia, de ce acolo umbra? Ăsta e preșul ăla. Ia, că s-a blocat acolo. Mi-am pus preșul. Da. Ia, cum îl putem lua? Așa, perfect. Șterge că nu-mi place, vreau altul mai scump. Vrei altul mai scump? Da, lasă-l pe ăsta. Dar nu cred că este altul mai scump. Na, cum arată? Ce spațios e și aici trebuie să ne schimbăm parchetul. Sau hai să ne punem uși. Hai, Felix, pune uși. Pune uși ca să văd exact care e spațiul delimitat și după aceea poate ne vorbim o cu mare. Ok, primară front door, knocker. Vreau ușă... Vezi, pune-o cu ăla, în partea din exterior. O pun, numai invers, că... Invers, așa, perfect. Numai că vreau... Perfect. Ce vrei? Ce vreau? Da. Vreau albe să fie ușile. Așa. Este... Dar nu... Ai, perfect, e perfect. Așa, ușa albă. Super tare! Ce ușă faină albă. Și mai încolo să ne decorăm casa și prin afară. Mie-mi plac ușile albe, pentru că arată mai albe. Arată super, super, super albe. Super albe. Așa. Și parcă e mai mult spațiu, nu? Da. Dacă e ușa albă. Așa, întoarce-te mai repede. Hai că e faină vila asta noastră. E super faină. Bă, pactici. Ce bun! Ce tare! Peste tot pun ușa albă, că așa pune ușa albă peste tot. Hai că mie îmi place. Am crezut că pui ușă peste ușă. Așa era ideea intenționată, m-am răzgândit. Sandwich de ușă! Hai, e super? E ca lumea? Trebuie milimetric, trebuie la BLB, că e. Trebuie la bolăboc? Acum eu își dă mai multe lucruri în viață. Oh, kit. Cred că tu l-ai luat kit-ul. Eu l-am luat kit-ul. Se vede puțin greșit, dar cred că e ok. Cum să fie ok așa ceva? Nu se poate să fie ok așa ceva. Ok, așa, perfect. Acum, perfecțiune, bravo! Perfecțiune. Astea sunt de interior, da? Da. Super. Calea de exterior sunt puțin mai scumpe. De-aia pun de interior, nu că trebuie. Așa. Bun, na, ești mulțumită. Acum eu vreau repede să... Și la baie, perfect, avem la baie. Să zugrăvesc, îmi place albul, să știi. Îți place albul? Albul. Fă-i tot alb. Că avem alb. Ce plante faine sunt. Le pui după aceea unde vrei tu. Auzi, dar mie îmi place și poate faci un bucățică de perete sau ceva ăsta. Ice blue, că e super fain. Hai prima oară să fac alb, dacă e ieftin albul, da. Și după ce ai renovat camera, dacă vrei, vezi cu ce dă bine cu ăsta, știi? Perfect. Care e culoarea voastră preferată? Mie îmi plac ca toate culorile. Mie îmi place mult albul la camere pentru că pare camera mai mare, mai luxoasă și nu se demodează. Da, sigur. Știi? Și mobila pare mult mai faină. Da. Păi atunci de ce e altă culoare? Nu mă refeream așa în viață, care e culoarea voastră preferată. A, în viață? Da. Care e culoarea voastră preferată în viață? Mie, sincer, îmi plac toate culorile pentru că sunt faine culorile combinate. Da? Asta am zis tot timpul. Da, culorile combinate.
al adică albul și șmecher. Albul e foarte șmecher. Da, da, da. Uite și tu ce... Super fain. Și plus că era deja alb majoritatea și n-a trebuit să mai fac multă muncă. Adică ai făcut economie, vrei să zici. Și Lelenia are un dispozitiv. Are un efect. Are un efect foarte important în viața și asta. Și unde ne punem noi bucătăria? Ia să vedem. Pe, în ce parte aici ne punem bucătăria? Bucătăria? Stai puțin. Care parte din chestia asta e salonul? Asta? Nu cred că poți să dărâm, că face parte din casă. La cine ori nova casa asta? Ce aici? Poți să repar asta? E o priză, trebuie să o repari. Lasă așa. Lasă așa. Okay. Ia să vedem. Ce mai asta? O priză, să o vând și să-mi pun... Așa. Acolo trebuie să-ți pui calorifer. Și unde ne punem noi bucătăria? Pe perete din partea scumpă, nu? Imediat te las. Pui bucătăria să pun un calorifer. Unde e caloriferele? Instalaționes? Installations. Un lung? Nu. E prea lung, e prea lung. Și trebuie să fie cât e fereastra, cât știi? E fereastra. Dacă e prea mare, după aia nu dă bine. Și alea la cât, la ce le pui la lungi? Cred că la ferestre între alea super mari. Vreau ferestre super mari, Cristina. Și eu aș vrea niște ferestre mai mari. Bun, bravo. Ok. Mai trebuie prin ceva alb. Eu, baia asta se vadă lumea cât de fain e baia. Lasă-o așa deschisă, mut ăsta, așa în baie, că poate mai trebuie. Bă, dar câte camere avem noi, Cristina, na, bagă-ți cum vrei, bucătăria. Unde vrei să ne băgăm bucătăria? Aici? Așa acolo e fain, acolo e fain. Și aici o să ne punem niște canapele, canapele, ceva, canapele, super canapele. Tare. Haideți să mergem la și magazin. Și televizor, uite televizor pe peretă. Mergem la magazin. La bucătărie. Și ne ducem la, nu, uite acolo. Kitchen. Unde? Aici, așa. Perfect. Na, deci, cea mai luxoasă bucătărie ever, pentru că uite, data trecută nu mai lăsat. Asta îmi place și mie. Da. Dar cred că trebuie să începem cu altceva, ceva pe colț să începem prima dată și după aia ne continuăm spațiul care mai rămas. Ia pasta, uite pasta. Asta? Nu știu care e pasta. Dar n-are nici chiuvetă, n-are nici... Ne trebuie chiuvetă. Ceva cu chiuvetă. Uite ce faină e asta, albă. Na, vezi, pune, ce pune, zici, pune, o, pune, stai pune, să le văd puțin pe toate, deci astea nu sunt așa pune de fine. Pune pe aia, asta de aici. O pun pe... Nu. Care era? Asta. Asta? Da. Deci, o pun pe asta. White. Da. E totul fain, da? Ce are color black pe el? Păi stai că, ce are, ce-i black ăsta? A, uite chestia aia. Dă-mă așa să se sorteze cu parchetul? Dar de care vrei? Negru. Black? Că prinde bine. Hai, zici că e un fel bine. De, da, așa. Oh my God, cât de mare. Pune partea altă. Stai, shift. Cu shift. Așa, mai o dată. Așa. Și pune pe aici. Doamne, ce bucătărie mare, eu mi-au revanșa. Intră. Stai să văd. Intră? Intră. Hai că intră. Doamne. Deci eu aici mă revanșez. Super. Pentru faptul că n-am avut o bucătărie. Ia uite să vezi dacă ai pus-o la perete. Am pus-o. Ia să perete. Vedem și în partea asta la altă. Hai că am pus-o bine. Am pus-o bine? Ia să văd. Am pus-o bine. Nu, dacă pun eu. Mai stai, merge să puțin. Vedem dacă mai merge puțin. Ia. Mai merge puțin? Mai merge? Mai acum merge în față. Merge în față la maxim. Merge în față la maxim. Opa. Mai puțin? A? Așa. Așa vezi? Acum ai pus-o bine. Du-te și în partea asta. Și așa în partea asta altă. Să mai tragem puțin, nu? Dacă ai pus-o așa. Mai tragem puțin. Ia. Fii atentă că trebuie să o pui sunt și atentă, în spate. Sunt atentă. Puțin în dreapta. E bun. Ok, bun. Na, asta ți-a asta așa. Ce bucătărie mare și haideți să ne mai facem puțin. Eu voiam așa mai mult, așa. Păi nu poți asta așa. Aici atâta și curat. N-am bucătărie pe colț. Mă lasă cu bucătăria pe colț. Ai văzut că e colțul ăsta, n-ai cum să ai colț. Cristina, altă casă, altă bucătărie pe colț. N-am aragaz. Pune-mi aragaz. Pune-mi aragaz. Aragaz. Pune-mi aragaz. Unde o pui? Unde o pui? Pe geam, așa să nu se vadă geamul. Unde o pui? Că n-ai loc. Dacă îmi puteam colțul ăla, păi... Vezi, asta zic. Ia, pe peretele ăla? Da. Ia. N-avem spațiu destul. Asta în partea asta așa, nu ne puteam face bucătărie aici la intrare. Ce zici așa? Ce zic așa? Nu place așa. Așa îți place? Nu place mie. De ce nu-ți place așa? Nu place mie. Dacă e așa. Nu place mie. Nu, că fac un zid în spate. Faci un zid? Atunci bine. Înțelegi? Dacă faci un zid, e bine. Uite așa. Da. Nu prea mai poți să mai folosești bucățica de mobil, dar e ok. Și aici să fac un zid? Faci un zid, hai că e bine. Sper să pot face zid. Ia să vedem, ține-ți pumnii lui Felix să poată face zid. Fac. Trebuie să mai mișc asta un milimetru, dacă ar putea să o mut, ia, știi? Ia, haide milimetrule. Dar de ce nu vrea? E bine, bravo, mergi, super. Acum asta puțin și acum mută și asta, ia să vedem dacă avem spațiu. Așa, e bine, perfect. Și acum dacă puteți să mai pun un stâlp. Ia. Hai că se poate, bravo! Bravo, Palma! Ce viziune are Felix, voi vedeți? Mă simt vizionar. Felix se simte vizionar. Mă simt vizionar. Și aici nu mai putem face un fel de salon la intrare, știi? Cristina trăiește în saloane. Cristina trăiește în saloane, așa că nu am mai văzut. Hai că e super tare. Saloane păi de Crăciun. Păi mă gândesc că avem o grămadă de spațiu aici la intrare și trebuie să facem ceva să-l umplem. Nu? Cu papuci. Cu... Ceva cu bibliotecă, nu știu. Bibliotecă? Ceva cu rafturi, super tare. Rafturi. Așa și mai punem încă un perete mic. Da. Vedem cum da. Perfect! Ia să vedem. Îmi vante când intri, știi? Când intri, ia.
Doamne, dar ce fain a modificat aici, casa asta, aici poate pun-o din aia cu geam. Ușă cu geam. Da, dar după aia nu mai este așa deschis. Dar poți să pui dacă că vrei. Nu, că nu dă fain chestia asta așa. Hai pune ușă dintre aia cu geam și ne-am făcut cum ar veni da, două saloane. Da. Unde ușă cu geam? La doors, doors. Ultima. Asta, așa, perfect. Asta. Ia să vedem. Fii atentă. Ce fain! Bă, ce idei faine are Felix ăsta, nu? Da, aici așa, nu? Da. Super tare! Și mai pun de aici un stâlp. Și mai pune o bucățică de stâlp. Și gata sunt. Și uite-și, bă, ce fain a modificat casa asta. Bravo! Și trebuie să mai pui și puțin deasupra. Mult deasupra. Mult. Să pun de aici așa. Pune de acolo. Na, vezi ce fain arată? Arată super fain. Deci eu nu mai recunosc casa asta, cum arăta la început și cum arată acum. Voi vă dați seama cum o să arate la sfârșit? Cred că toată lumea apreciază care se uită toată pe geam. Toată lumea. Eu zic să lași ușa deschisă să se vadă cât de fain este, da. Vă zic că dau în două ușa, ori una, ori alta. Oh, hai că e fain. Hai să pun aici, sunt bun, să pun. Pune. Pune-te aici așa. Bun. Eu îmi dau asta de jos, că nu mai pot. Mă strânge. Strânge. Aici o să mai pun un stâlp, dar nu mă lasă. Păi lasă așa, că e ok. A, uite acolo sus, trebuie să mai pui o bucățică. Mai pune o bucățică sus, nu se poate. Bine. Așa, perfect. Și aici mai poți să mai pui continuarea de stâlp? Eu aș vrea să pun un stâlp, uite aici așa. Așa, bravo! Cât de bine arată! Cât de bine arată această casă. Uite-te. Super tare. Deci eu am așa. Uite, bă, să vreau, care e casa mea? Și vine de aici. Oh, ce fain, parchează pe jos. Oh, de mine, ce fain. Aici trebuie să renovăm. Acolo să ne punem ceva, un fotoliu, ceva. Da. Super aici tare. Sau un dulap. Da, și uite aici așa, intru în salon, ce-i salon? Oh, ce bucătărie șmecher, bă, așa. Oh my god, în sfârșit am și o bucătărie pe colț. Nu pot să cred. Punem cuptor. Asta e oven. Are și ovenul, uite. Ah, da, chiar. Da, dar n-are plită. Și frigider trebuie. Dar era fain acolo să fie chiar pe colț, știi? Ce? Cum era mai înainte, nu știu de ce mutat, chiar era mai fain. Păi, dar nu poți să toc în partea alta. Lasă așa, aia nu se deschide. Lasă așa să dea iluzia de că e pe colț. Pune aici frigiderul. Dar nu poți să pui un frigider așa de mic. Ba, hai să vezi. Că sunt frigidere dintre alea în două uși. Stai, la electro-appliance, ăla nu-i. Care? Ăla-i dulap. Na, unde vrei zici? Avem tu? La home appliances aici. Na, unde? Stați să vedeți ce... Frigider șmecher. Nu vrei ala roșu, ala roșu cu două uși. Ăsta, da. Și ia să vedem simbă culoarea. Că sunt culori dark. Oh, e fain negru. Șmecher. Ia să vedem. Negru. Negru cu roșu. Negru cu alb. Ăsta. Avem același gust, unde-l l-am văzut? Hai să vedem unde putem să-l punem. Pune-l la geam. Să vadă vecinii că am frigiderul plin. Putem să-l punem aici la geam? Da, nu cred. Se pare că nu putem să-l punem la geam. Moară. Trebuie să-l întorc. Stai cu shift. Da. Ia vezi dacă poți să-l pui acolo. Ia. Dacă n-ar fi... Hai, că merge! Hai! Puțin mai razit, așa, puțin mai în spate. Așa? Mai e perfect? Nu, e perfect? Așa. Destul de fain! Super tare, în parcare! Super! Yehe, ce ca lumea! Și o să ne punem și aici niște dulăpioare sus. Pune, să văd. Că am văzut unde eu aici. Unde erau? La kitchen, unde e capa aici la kitchen. Uite aici în partea de... Asta e hanging, uite. Vezi? Pune, dar vezi, hai alea să le altele. Punem pe astea. Culoarea. White. White. Vezi ce culori mai sunt? Hai să punem. Da, hanging, haide. Hai, nu se poate să hanging. Sau unde? Dar ales numai culoarea și văd că poate da, uite, că se pare că le pun eu. Mi le pui tu? Da. Ia să vedem, deci white. Da, hai să dăm puțin așa în jos să se vadă perfect. Da. Alb. Negru. Negru. După aia, dintr-o ăsta bronzat. Bronzat, marocan. Ăsta ca și parchetul. Tic. Ăsta ca un alt fel de parchet. Și răzbunarea. De care vrei? White? Îți faine white, dar nu știu dacă se văd. Ia să încercăm. Poate pot să montez una. Opa, ia. Oh, ce tare în parcare. Unde vrei? Pe acolo, pe undeva, peste tot. Dacă se poate să luăm două, știi? Aha. Ia, putem? A, trebuie mai de aproape. Și atunci poți să pui două. Dacă nu, găsit. Nu intră spațiu. Pune acolo. Nu intră, Cristina. Sigur? Păi uite și tu cât e spațiu. Nu intră două, știi? Ok. Pune aici, e bine? E perfect. Așa? Da. Ce bucătărie faină avem, poți să crezi. Na, uite, vezi ce șmecherie de bucătărie. Sunt super fericită. Eu aici pun o plantă. Pune o plantă și mai vreau o plantă în colțul alt. Ah, dar erau... Plantă, hai. Unde e? Pu. Și erau și de care plantă poți să pui? Super înaltă? Asta? Nu, vedeam în baie. Pune juca. Juca? Da. Asta? Da. Haide, bai. Așa. O, super tare. Hai să mai întoarcem puțin. Da. Uite, așa, da? E perfect? Bun, hai că e bun. Așa. Și eu am văzut aici că erau niște platouri cu fructe. Serios? Da, unde la... Am văzut la alții. Ia, fruți.
nu merge. Că nu știm unde, noi suntem... I-am văzut la alții în casă. Lasă ce avea alții în casă, ce avem noi. La Adder, ia. Putem să ne punem ceva pe aici de bucătărie. A, dar uite că aveau pe aici ceva de bucătărie ăștia. Aveau? Furculiță. Nu pune furculiță, lasă-mi și tacă. Uite ăsta, hai să-l punem pe ăsta. Dăm bai. Da, și pune-l sus. Și îl punem aici. Stai cu shift, da? Da, așa. Ah, da, chiar ai dreptate, am uitat. Lipsește un cuțit. Cine mi-a luat un cuțit? Ah, îl punem aici și hai să vedem ce chestii mai au. Până din ibric, tipo, vreau un ibric. Haide. Bravo, dar noi n-avem dintre la aragaz. Asta îl cumpărăm. Data viitoare ne cumpărăm și aragaz. Ce fain am făcut! Nu uitați să dați un cocolai dacă v-a plăcut bilos cioaba noastră. Să fim serioși acum, deci este o bucătărie luxoasă de nu s-a mai văzut în viața ta. Felix. Și încă nu-i gata. E super tare. Eu am venit cu ideea de asta, Mulțumesc, mulțumesc! Ne vedem data viitoare. Pa! Ce bucătărie luxoasă.